Salutare și bine ați venit la acest ghid multilingo în care vom învăța să ne cerem scuze în limba germană. Avem câteva opțiuni în funcție de circumstanțe și gravitatea situației. Vom începe cu două dintre aceste opțiuni. În continuare avem Entschuldigung și Es tut mir leid. Entschuldigung și Es tut mir leid. La început, mie personal, mi era un pic neclar când să le folosesc. Mai departe o să vă prezint câteva exemple prin care puteți să determinați expresia necesară. Sunteți, spre exemplu, într-un magazin. Vă uitați la produse și dați peste cineva. În funcție de cât de tare ați lovit neintenționat persoana respectivă, puteți spune Entschuldigung. Zâmbiți și mergeți mai departe. Dacă ați lovit persoana un pic mai tare, puteți spune Es tut O, es tut Es tut mir leid. Dacă persoana în cauza a căzut și și-a, știu și eu, <guchă> spre exemplu, fracturat șoldul, puteți adăuga un zo. <guchă> es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Și apoi încerca să fiți mai atenți. Fraza pe care o să o folosiți are de-a face în principiu cu gravitatea situației. Dacă vreți să ocoliți pe cineva care vă stă în cale, nu o să spuneți es tut mir leid, adică îmi pare rău, ci entschuldigung. Entschuldigung, darf ich durch? Da, este un cuvânt destul de lung, însă acesta este cel ce este folosit în limba germană. Entschuldigung. 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 Există în anumite regiuni din Germania și Austria o formă prescurtată folosită colocvial și anume Entschuldigung. 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 Același lucru este valabil pentru atunci când vrei să cereți direcții, deși acum cu telefoanele mobile nu prea mai este nevoie. Dacă vrei să cereți direcții, spuneți Entschuldigung. Können Sie mir bitte sagen, wo diese Straße ist? Entschuldigung. Können Sie mir bitte sagen, wo diese Straße ist? Wo diese Straße ist? vor diese Straße ist, dacă doriți să fiți extra politicoși, în loc de Entschuldigung, puteți spune Entschuldigen Sie mir bitte. Entschuldigen Sie mir bitte. Observați diferența. Când spuneți doar scuze, spuneți Entschuldigung. Entschuldigung. Iar atunci când spuneți scuzați-mă sau scuzați-mă, vă rog, Entschuldigung se transformă în Entschuldigen Sie mir bitte. Entschuldigen Sie mir bitte. Scusati, dum la mine vorog. Jarapoi Wissen Sie vielleicht, wo diese Straße sich befindet? Stiți cum vaunde se găsește această stradă? Entschuldigen Sie mir bitte. Wissen Sie vielleicht, wo diese Straße sich befindet? Avem bunăcum. Entschuldigung, care înseamnă scuze, la modul general. Entschuldigen Sie mir bitte. Scuzați-mă, vă rog, care este formal. Și apoi hai să trecem la Es tut mir leid, care înseamnă îmi pare rău. Ad literam această frază se traduce în face durere sau în creează durere. Acesta este de asemenea un mod informal de a spune că vă pare rău pentru ceva ce s-a întâmplat ceva ce are loc încă sau ceva ce urmează să se întâmple. Exemplu. Es tut mir leid, dass du es nicht geschafft hast. Îmi pare rău că nu ai reușit. A trecut. Es tut mir leid, dass du es nicht geschafft hast. Es tut mir leid, dass du es nicht geschafft hast. Es tut mir leid, dass du nicht gut schlafen kannst. Îmi pare rău că nu poți dormi bine. Es tut mir leid, dass du nicht gut schlafen kannst. Dass du nicht gut schlafen kannst. Meine parte. Es tut mir leid, dass du nachts arbeiten wirst. Es tut mir leid, dass du nachts arbeiten wirst. So also in der Nacht, dass du in der Nacht arbeiten wirst. Acum, dacă mi-aș vărsa din greșeală berea peste cineva la masă din Biergarten, ar spune probabil, Puha, Entschuldigung, es tut mir În primul rând, Entschuldigung, pentru că te-am udat, și es tut mir pentru că berea. <laughs> Încă ceva. Dacă bunica cuiva ar, știu și-o, muri, Doamne ferește, este în regulă să spuneți, Das tut mir Sau, mein Beileid. By Beileid. By adică condoleanțele mele. Mein Beileid. De asemenea, dacă răniți pe cineva fizic sau emoțional, ar trebui să spuneți apoi Es tut mir leid, Sau tut mir leid. O să facem o pauză acum de la Es tut mir leid, și o să dăm exemple cu cuvântul învățat mai înainte. Entschuldigung. Entschuldigung. Darf ich durchgehen, bitte? Scuze, pot să trec, Oder? Entschuldigung, darf ich durchgehen, bitte? Entschuldigung, aber die Warteschlange ist da hinten. Sie haben jetzt beobachtet, wie man die Entschuldigung in Entschuldigung, ersten drei Entschuldigung, aber die Warteschlange ist da hinten. Entschuldigung, der Warteschlange ist da hinten. Țineți minte accentuarea acestor trei litere, o să revenim la asta un pic mai târziu. Mai departe, alt exemplu. Entschuldigung, ich wurde abgelenkt. Scuze, mi-a fost distras atenția sau aditram, am fost distras sau distrasă. Entschuldigung, ich wurde abgelenkt. Ab A nu se confunda cu abgelehnt, care înseamnă refuzat sau respins. Ich wurde abgelehnt, am fost refuzat, ich würde abgelenkt, mi-a fost distras atenția, sau am fost distras, distrasă. Bun, ceva ce nu o să auziți decât probabil la teatru sau în filme o să fie Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Cer iertare. Nu cred că o să fie o frază pe care o să o folosiți vreodată, sau pe care o să o auziți vreodată, dar e bine de știut. Ich bitte um Entschuldigung, cer iertare. Și încă un ultim lucru. V-am spus mai înainte de cele trei litere de la începutul cuvântului Entschuldigung pe care le puteți accentua. Dacă, spre exemplu, vă pierdeți răbdarea cu cineva sau cineva își pierde răbdarea cu voi, o să auziți acest cuvânt pronunțat cu un accent puternic pe primele trei litere, așa cum am spus mai înainte. Entschuldigung! Entschuldigung, ich war der Erste da. Entschuldigung, ich war die Erste da. Scuze, eu am fost primul aici. Scuze, eu am fost prima aici. Entschuldigung, ich war der Erste da. În română, această traducere nu are același impact. Însă, acum o să știți ce se petrece atunci când aceste trei litere din acest cuvânt Entschuldigung sunt accentuate. Entschuldigung. Așa, am vorbit suficient despre aceste lucruri. Hai să trecem mai departe la ceva ce este folosit foarte mult de tineri și anume sorry sau sorry. Ca și cum ați pronunța numele Sorin fără n de la sfârșit. Sorry. Sorry. Pronunțat aproximativ așa cum îl auziți de la mine, nu o să auziți sorry cu un accent american sau englezesc accentuat, ci sorry cu un r puțin rostogolit sau sorry cu un R puțin asemănător cu cel din limba engleză. Din nou, sorry sau sorry. Mulți germani și austrieci, în special cei ce sunt mai tineri, spun sorry. Într-o engleză ce se pronunță mai mult ca în limba germană decât în limba engleză. Și acest cuvânt îl puteți folosi atunci când vreți să vă cereți scuze de ceva anume. Acest sorry este folosit de obicei pentru chestii mărunte. Sorry, ich habe vergessen, dass er auch kommt. Scuze, am uitat că vine și el. Sorry, ich habe vergessen, dass er auch kommt. Sau Sorry, ich komme gleich. Scuze, ajung imediat. Sorry, ich komme gleich. Încă o dată, ca să fiu sigur că ați înțeles, sorry este, așa cum am spus, folosit pentru a cere scuze nefolosindu-se însă când vine vorba de lucruri serioase revenim la exemplul de mai înainte în care cineva ne spune că le-a murit bunica. Nu o să le spunem sorry, ci es tut mir leid sau doar tut mi light sau mind by light. Și acum la final avem Verzehung. Eu personal aș spune Verzeihung, dacă m-aș lovi din greșeală de cineva mai în vârstă, un străin total sau, știu și eu, un șef, dacă aș avea de-a face cu un șef. Verzeihung este mai politicos decât Entschuldigung, cel puțin din punctul meu de vedere. Echivalentul aproximativ din limba română ar fi pardon. Verzeihung. Poate fi folosit și ca Entschuldigung, însă în situații foarte, în ghilimele, formale. Verzeihung, ich habe es Chefule, nu am știut asta. Bun, și acesta este sfârșitul acestui videoclip. Eu sunt Andrei pentru Multilingo, vă mulțumesc ca întotdeauna pentru atenție și mulțumesc tuturor celor de pe Patreon pentru suportul lor. Ne vedem în videoclipul următor. Salutare!